Bună dimineața, în legătură cu mesajul uh, lui Robert Montiu de la Hassel, că am și eu ceva să spun despre chestia asta, ca să se înțeleagă clar că nu am avut nicio intenție rea de a face rău festivalului, brandului ăsta sau ceva de genul ăsta. Mai ales că pe Robert îl știu de de când uh, a făcut niște concerte cu mine uh, la Bistrița dinainte să existe hustle, îmi spunea conceptul, l-am încurajat, l-am motivat, i-am spus că îmi place mult cum sună și că abia aștept să se întâmple acest concept care era doar în fază de proiect. Omul a fost super băiat cu mine, de fiecare dată când am venit pe lângă faptul că camerele de hotel au fost frumoase și mi-a lăsat mereu pupat câte un cadou prima dată când am fost, țin minte că mi-au mi lăsat o pictură sau ceva făcut custom cu mine și cartea lui Eckhart Tolle, Puterea Prezentului, pe care o citis. Am și petrecut după concert cu el, dar am legat și cumva o oarecare prietenie în care ne-am vorbit pe telefon, dar am și colaborat cu el și cu Hassel la... Clipul Sile, că -am, am vrut să ajut pentru că părea un concept super mișto de festival. În care oamenii erau cam primii din uh, țară care îmi spuneau că vor să aducă nume mari din afară la festivalul lor, și erau niște tineri de vârsta mea care se ocupau și mi s-a părut super tare. Până când, la un moment dat, evident, că au intrat niște corporații în joc și au preluat ei conducerea, și mie personal. În ultima perioadă, pur și simplu, m-a deranjat foarte tare promovarea agresivă pe care a făcut-o cu toată faza cu Ernest Faptul că a luat din storiurile mele fără acordul meu și s-au -au folosit cumva de scandal între mine și Ian Au luat bucăți din tot ce postam eu în legătură cu scandalul și se foloseau de asta ca să uh, cumva și crească imaginea Asta m-a deranjat pe mine personal, am ales să nu mai vin Ceilalți prieteni ai mei care și ei au decis același lucru Au avut și ei propriile lor neînțelegeri cu ei Din câte am înțeles, câțiva dintre ei nu, nu le acceptau fiurile Ziceau că e prea mult să cerem atâta, că cum cerem atâta Și asta a fost decizia pe care am luat-o la nivel colectiv Sper ca pe viitor să se rezolve situația. Nu am avut niciun, nicio rea intenție față de nimeni. Nu am vrut să uh, distrugem festivalul sau, cum spun, uh, să boicotăm uh, acest festival sau să facem nu știu ce. Doar nu ne-a convenit modul lor de promovare. Nu am vrut să ne asociem anul ăsta cu așa ceva. Uh, na, cam, cam atât. Pe lângă asta, chiar îmi pare rău pentru oamenii care și-au luat bilet doar pentru mine, ca să vină doar pentru mine, că am primit niște mesaje de genul ăsta, doar că nu a fost vina mea având în vedere că am fost pus pe afiș, într-adevăr am acceptat să fiu pus pe afiș de mai de mult pentru că eram în, încă în discuții să facem contractul, să negociem, să bla bla bla, doar că nu am semnat niciun contract și n-am avut nicio obligație, așa că văzând cum s-a manifestat toată promovarea asta agresivă, am ales să nu mai vin și am tot dreptul deoarece nu am nicio nu sunt legat contractual de acest festival. na, uh, da. îmi pare rău pentru oamenii ăștia, dar sigur se găsește soluții. Și oricum o să ne vedem la altele, deci vă mulțumesc din suflet de înțelegere și încă o dată zic nu am nicio reintenție față de festivalul Hustle